Competiția reunește cei mai buni elevi șahiști din România. La ediția din acest an participă peste 300 de copii din toată țara, care formează echipe mixte de câte 4 elevi. Suntem la a 4-a ediție, este o ediție specială și copiii sunt din ce în ce mai mulți. Sunt aproape 400 de copii. Echipele sunt împărțite pe categorii de vârstă, clasele 1, 4, 5, 8 și liceu. Toți participanții sunt încântați că au posibilitatea să-și demonstreze talentul și abilitățile dobândite în acest sport al minții. Eu, făcând de 3 ani șah, am prins experiență și am reușit să câștig. De ce practici tu șahul? De ce nu faci alt sport? Mi se pare un sport foarte interesant și îmi dezvoltă inteligența. A fost ușoară. Cât timp praști? De 3 ani. Îți place? Da, foarte mult. Este o adevărată plăcere să lucrez cu copii isteți, copii cu minți. La început sunt niște dificultăți până să obișnuiesc, pentru că este o prelungire a școlii, niște informații pe care le primesc. Dar cu timpul, după ce încerc să înțeleagă jocul, este o adevărată plăcere. Câștigătorii vor fi recompensați cu diplome, cupe și medalii. Campionatul Național de Șah Școlar de la Băile Olănești se va încheia pe 19 iunie.